27 decembrie, Apocalipsa 22, 18 și 19. Mărturisesc oricui aude cuvintele prociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Inatacabilitatea acestor cuvinte. Ce a văzut și ce a scris Ioan nu și-au avut originea în fantezia lui proprie, ci au fost date de un înger pe care Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos, versetele 6 și 16, l-au trimis. Aceste cuvinte, deci, sunt absolut inatacabile. Din această cauză, la sfârșitul acestei cărți a Apocalipsei, este acest avertisment sfânt să nu adăugăm nimic la ce este scris în această carte, fiindcă cine greșește în această privință trebuie să tragă consecințele, adică urgiile din această carte vin asupra lui. De asemenea, nu avem voie să luăm ceva din aceste cuvinte sfinte, să le slăbim sau rotunjim, ci să ne aplecăm într-o smerenie sfântă în fața lor și să lăsăm toate cum ni le-a dat Dumnezeu prin robul lui Ioan. Dacă avem, deci, față de cuvintele Bibliei un respect sfânt și privim drept cuvântul lui Dumnezeu, atunci aceasta are valabilitate în special în legătură cu cartea profetică a Noului Testament, Apocalipsa. Poți să stea unii teologi călare pe niște cai mari, având părerea că ei, cu mintea lor de oameni degenerați, pot comenta asupra cuvântului lui Dumnezeu și să se poarte cu el ca și cu cuvintele oamenilor. Atunci ei nu vor primi numai plata lor dreaptă, ci într-o zi trebuie să recunoască cât de greșit au procedat. Dar noi ne descoperim capul și ne smerim sub cuvântul lui Dumnezeu sfânt. Nu ne numărăm printre aceia care îl falsifică, ci dorim ca într-o reținere smerită să-l dăm așa mai departe cum este scrisă. Și eu am căutat în aceste meditații să dau mai departe cuvântul lui Dumnezeu cu un respect sfânt, așa cum este scris. Mi-ar părea rău dacă și în acel mai mic caz, într-un anumit loc, să nu corespundă întru totul acestui cuvânt. Acolo unde mi-am dat părerea mea la un obiect sau altul, am făcut observația cuvenită. Acolo în slavă, unde avem dreptul să intrăm în plinătatea înțelepciunii și cunoștinței lui Dumnezeu, vom vedea totul clar. Din acest motiv ne smerim aici tot timpul sub mâna puternică a Domnului nostru și îl rugăm pe el pentru o înțelepciune divină și pentru cunoștință, fiindcă fără aceasta noi nu am putea înțelege deloc cuvântul său.